Dacă aveai și ceva, puteai să fii un șnur de mărțișor. Puteam, nu? Da. Sărut, mâna. Bine ai venit. Bine te-am regăsit. Te rog frumos să trecem în bucătărioara noastră mică. Mulțumesc. Care este și bar, care este și bucătărie. La ce decor frumos avem, da, aici. Exact. Stai că am zambile și pentru tine. Eu iată. Eu să stau cu spatele, mă fac că nu știam. Iată. Dar să știi că le-am văzut. Te rog frumos, vreau să par surprinsă. Mulțumesc, să zici, vai, ce drăguție ești. Super, mulțumesc. Ce mărțișor frumos. Da. Ce faci, dragă Anca? Cum ești? Păi uite, poate vii și de 8 martie să mai primesc un buchet de flori. Oricând ești binevenită, Anca, și te așteptăm cu brațele deschise. Ideea e că astăzi le spunem celor de acasă că există alimente care îi ajută să-și reducă nivelul colesterolului, da, corect? Adică din dietă și din alimentație, dar evident că e nevoie să le punem într-un context astfel încât să favorizăm și să ajutăm organismul să stopeze producția colesterolului rău și să crească colesterolul bun. Pentru că organismul e deștept. Este foarte deștept. Acum noi trebuie doar să-l credem pe cuvânt și să-l ajutăm. Și să-i oferim contextul potrivit. Mie îmi place să cred lucrul asta, că dacă îi oferim contextul potrivit, el știe exact ce are de făcut. Nu are nevoie de multe intervenții din partea noastră. Și eu zic să-i oferim contextul potrivit. Hai să oferim contextul potrivit. Cum facem cu domnul colesterol să fie la locul lui. Da. Pentru că, le spunem celor de acasă, atunci când ai un colesterol mărit, crește riscul de boli, accidentelor, da, boli cardiovasculare și cumva la categoria boli cardiovasculare locurile sunt fruntașe, dacă nu printre cele mai fruntașe. Da? Deci când vine vorba despre deteriorarea sănătății, ne gândim la sănătatea inimii, la sănătatea circulației și atunci colesterolul ocupă un loc primordial și ar trebui să ne preocupe ideea aceasta a colesterolului și ce ar trebui să facem ca să, din alimentație, din stilul de viață practic, să păstrăm colesterolul în limite normale. Ideea e, pentru cei care se uită la noi, bărbații, din câte știu eu, statistic, sunt mai predispuși accidentelor vasculare decât femeile. Așa este, da. Și suntem ochi și urechi, noi, da, bărbații, uite, vezi în că rând. Acum și domnii sunt pe un loc fruntaș, când vine vorba despre îngrășare și despre celulită, în mod special, doamnele sunt pe locul fruntaș, da? Bărbaților le este mult mai ușor să dea jos din greutatea corporală, spre deosebire de doamne. Dar iată că aici, din păcate, bărbații sunt pe loc fruntaș. Hai să vedem întâi ce este colesterolul. Colesterolul este o substanță grasă de care corpul nostru are nevoie pentru că ajută la refacerea membranelor celulare, deci practic este implicat în acest proces, la sintetizarea vitaminei D și la producția hormonilor. Da? Și metabolismul nostru este toată multitudinea aceasta de hormoni care tropăie și atunci e nevoie să avem grijă de acest colesterol. Oricând vine vorba despre colesterol, avem două tipuri. Colesterol bun. Da, și colesterolul, da, să vreau să zic, dacă colesterolul ăsta este într-o cantitate mai mare decât prevăd limitele, da, medicali, nu face altceva decât să-ți înguste exact, vena exact, prin și care să se depună. Sânge, să se, da, depună și practic poți să cadă tot felul de mici rupturi, nu? Da, sau se înfundă, se înfundă așa se spune, da, bun. Când ne gândim la colesterol bun și colesterol rău, această clasificare practic se face prin modalitatea în care colesterolul circulă în corpul nostru. Colesterolul bun este modalitatea prin care corpul colectează colesterolul din sânge și îl duce în ficat, acolo este metabolizat și apoi eliminat, de aia se numește colesterol bun, iar colesterolul rău este modalitatea prin care el intră în sistem, adică intră în sânge. Și evident că cu cât producția este mai mare, cu atât apar aceste riscuri despre care spuneai mai devreme. Deci scopul nostru este ca din alimentație, din dietă, din stilul de viață pe care noi îl avem, să creștem producția de colesterol bun și implicit să scădem producția de colesterol rău. Ideea e că dacă, de exemplu, crești producția de colesterol bun, s-ar putea să o crești și pe aia de colesterol rău, dacă nu ai niște markeri pe care să-i, nu? De unde să te oprești la un moment dat. De asta spun că e nevoie să punem și tipurile acestea de alimente despre care vom vorbi astăzi într-un context mai larg, într-un context integrativ, pentru că dacă, de exemplu, nu reducem acele alimente care cresc colesterolul bun, eu aș putea să mănânc în fiecare zi, toată ziua, doar aceste alimente care sunt pe masă, dar asta nu înseamnă că îmi rezolv problema colesterolului. Deci, întotdeauna, când ne confruntăm cu ceva, când este un dezechilibru în organism, până la a ne gândi ce să mănânc eu sau cum să-mi schimb stilul de viață,
ca să-mi ajut corpul, în primul rând ar trebui să te gândești ce trebuie eliminat. Ei, factorii care conduc la creșterea colesterolului rău sunt, în primul rând, un stil de viață deficitar sau un stil de viață haotic, alimentele super procesate, în special fast food-ul, alimentele bogate în zaharuri, băuturile carbogazoase, lipsa mișcării și implicit fumatul. Iată, aici apare și fumatul, că nu vorbim doar despre o greutate optimă. Fumatul poate să favorizeze creșterea colesterolului rău și ar mai fi un aspect foarte important de menționat pe care foarte mulți oameni îl neglijează, nivelul de stres. Nivelul de stres înseamnă, de fapt, cortizolul crescut din organism. Cortizolul crescut din organism favorizează creșterea colesterolului. Deci, creșterea colesterolului rău nu o punem doar pe seama dietei, adică alimentelor pe care eu le consum, ci și pe capacitatea corpului meu de a gestiona stresul. Bun. Să vedem, scrie pe ecran mare, 7 alimente minune care scad colesterolul și ne referim la colesterolul rău. Exact. Bun. Păi, în primul rând, avem alimentele bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, aici de față, da? Somonul, sardinele, heringul și așa mai departe. Avem nucile, semințele, avem nuci românești, sunt foarte bune, nuci de macadamia, alune de pădure, migdale, semințe de chia, semințe de in, care sunt bogate în omega-3 și au un echilibru perfect între omega-3 și omega-6 și atunci ajută în acest context. Leguminoasele, mazăre, năut, fasole, boabe, lintea, iarăși este un aliment excelent pentru a scădea colesterolul rău, uleiul de măsline, dacă ne gândim la uleiurile pe care să le consumăm și să le integrăm în dieta zilnică, uleiul de măsline, dar atenție, să fie un ulei de măsline pur, nu contrafăcut, presat la rece, da? Deci e... Asta contrafăcut, dacă te duci la magazin și le iei, te gândești că nu e contrafăcut. Așa te gândești, da. Dar nu e așa, nu? Nu tot timpul. Deci știi cum e, producția mondială de ulei de măsline este... E mai mare decât măslin sunt, nu? Da, este mult mai mare. Astfel încât să acopere necesitățile și cererea. Este mult mai mare, evident. Adică se produce mult mai mult ulei de măsline decât măslin sunt. Trebuie să citești pe etichetă, nu? Absolut, da. Că poate ai surpriza să vezi ulei de conține urme de ulei de măsline. De multe ori avem surpriza asta, de aceea un factor foarte important este, și revenim la cât de important este să învățăm și să ne antrenăm să citim etichetele, chiar dacă la început pare obositor sau pare greu sau pare că nu cunoaște multe lucruri, pe măsură ce ne informăm și ne educăm în direcția aceasta, va deveni automatism. Eu știu pe cineva care are 3 perechi de ochelari, îți dai seama să ducă să mai citească și etichetele, pui ochelar peste ochelar, n-ai ochelarul care trebuie, știu, Cătălin, iei direct de pe raft și zici, știi cum e? Așa e mult mai simplu să faci lucrul ăsta și să te încrezi, practic, ceea ce e pe raft corespunde din punct de vedere nutrițional. Dar nu este tot timpul așa și atunci nu e vina nimănui, nu mai da vina pe nimeni, este responsabilitatea ta să faci acest lucru pentru tine. Legumele cu frunze verzi, iarăși, sunt o categorie foarte importantă de adus zilnic în alimentație, deci dacă adăugăm o salată cu frunze verzi la fiecare masă principală, ușurăm digestia, este ideal, da, și ajutăm și partea aceasta de colesterol. Și iată, la fructe, m-am gândit să aduc astăzi citricele, care sunt foarte bogate în vitamina C și care ne ajută la scăderea colesterolului rău. Da, atenție, cred că ar fi bine să răspundem celor de acasă, sau cel puțin așa cred eu, dacă greșesc să mă contrazici. Două portocale mâncate nu înseamnă un fresh de portocale. Adică freșul de portocale obținut din două portocale, da, nu este sănătos precum mănânci două portocale. Așa este, da, portocale, pentru că portocalele vin la pachet cu fibră, exact, pe când sucul doar din fructe are foarte multe zaharuri, așa este, da. Deci, practic, acestea ar fi alimentele, dar, repet, dacă nu scădem cantitatea de alimente procesate, cantitatea de alimente bogate, uite, patiseria îmi vine acum în minte, pentru că sunt foarte mulți oameni care iubesc patiseria, din când în când nu strică, dar să aduci patiseria în viața ta zi de zi nu prea sprijină sănătatea. Adică fiecare zi câte o merdenea, un covric sau ceva, nu e bine. Nu este bine, pentru că sunt foarte multe grăsimi trans acolo și pentru că conțin multe zaharuri și atunci, practic, nu faci decât să dezechilibrezi acest echilibru interior și să te dezechilibrezi metabolic. Aș insista aici pe stres, pentru că n-aș vrea să treacă doar așa menționat. Stresul ăsta e ceva așa pe care nu poți să-l
palpezi, să-l... Nu poți să-l palpezi, dar sunt tot felul de... Dacă îmi spui mănâncă două portocale, am noțiune ce palpabil. Înseamnă două exact. Portocale. Când spui exact. Nu mai avea stres, nu știu pe unde să-l găsesc sau cum să-l găsesc. Știi cum ar fi cel mai simplu de abordat partea asta cu stresul? Este cum fac eu să-mi cresc capacitatea de a reacționa la mediul în care eu trăiesc. Și atunci fiecare își găsește propriile instrumente, dar sunt instrumente clasice, instrumente terapeutice, care ajută la destresarea. Uite, de exemplu, meditația este un instrument foarte potrivit pentru a ieși din zona de stres, pentru a scădea nivelul de cortizol. Hipnoza, adică iarăși, este un instrument... La tot ce se întâmplă exact. În jurul tău, nu? Mindfulness-ul este un instrument minunat care ne ajută să reintrăm în starea de echilibru. Exercițiile de respirație, la fel. Deci toate aceste instrumente ajută la scăderea nivelului de cortizol, pentru că un cortizol ridicat înseamnă, din punct de vedere al comportamentului alimentar, schimbări și modificări la nivel de comportament. Vei mânca mai mult dulce. Sunt mulți oameni care zic, dar de unde știu eu că sunt stresat? Că sunt mulți care nici nu știu că sunt stresați și ei, de fapt, sunt stresați și îi macină organismul pe interior. Păi numai mediul în care trăim este un indicator al faptului deci faptul că Greta vine și țipă aici înainte de fiecare misiune, 5, 3, 2, stai acolo, stai exact. Intri direct, e un stres, nu? Deci tu, Cătălin, dar și colegii din spate, hai care lucrați zi de zi în direct, aveți un nivel de cortizol ridicat. De aceea s-ar putea ca după ce se termină emisia în direct, foarte mulți dintre colegii din spate, nu zic de tine și nici de Greta, s-ar putea să meargă să mănânce ceva dulce și nu înțeleg de ce simt nevoia să mănânce ceva dulce. Tocmai pentru că nivelul de cortizol este ridicat, iar cortizolul ridicat, adică starea aceasta de supraviețuire, cere întotdeauna creșterea glucozei. Cum altfel putem să creștem glucoza rapid în organism decât cu zahăr sau decât cu ceva dulce sau decât cu un fruct extrem de dulce sau cu merdenea? Știi ce vreau să te întreb? Sunt, de exemplu, colesterolul bun crește dacă mănânci în fiecare zi un pumn de nuci. Uh-huh. Dar dacă mănânci 5 pumni de nuci în fiecare zi, evident, de fapt nu mai e bun. Nu mai e, exact. Vezi? Adică același aliment care poate să-ți facă exact. Bine, îți face rău. Exact. Deci asta înseamnă, de fapt, percepția pe care noi o avem legate de alimente. În speță, dacă n-am mai împărți alimentele în bune sau rele, lucrul ăsta ne-ar ajuta foarte mult, pentru că diferența o dă momentul în care îl consumi, cantitatea. Capacitatea organismului tău de a procesa, cantitatea consumată, deci de acolo, practic, apare diferența. Mă uit că a venit Cătălin Oprișan cu vine lunea pe la noi să stăm de povești și mă gândeam acum ce ar fi mai stresant pentru tine. Să îți spune ziua. Cineva că nu mai ai voie să mănânci mici. Nu există așa ceva, deci A, nu există, B. Deci ai înțeles, n-ai da. Cum. Deci asta pentru el, dacă îi spui chestia asta, ar fi dezastru. Sau să spune cineva, vezi că dacă mai mănânci mici aia, faci atât de mult colesterol încât mori. Din câte există în lumea asta, ne-am luat și ne-am pornit de la mici. Tocmai de la mici. De ce nu ne luăm de guacamole, de exemplu, care e o scârboșerie de avocado cu usturoi? Păi cum e sănătoasă aia? E sănătoasă. Unde scrie? Păi las grăsim sănătate, ne spun toți nutriționiștii și doctorii. Da, mâncarea iepurelui, usturoi. Da. Da. Usturoiul e medicament natural, n-ai ce să zic. Păi pui și în mici, e la fel. Vezi că da. Două medicamente și doar mici. Doar o chestiune de percepție, vezi? Da? Deci mintea lui percepe da. Lucrurile în felul acesta și atunci... Am cortizonul ăsta mare sau ceva. El funcționează într-un tipar din care nu poate să iasă și nici nu vrea să iasă. Eu, e blocat acolo. Dar tu ai mai slăbit în ultima perioadă. Nu, e camera strânsă. Nu, pe cuvânt, hai, lasă modestia, chiar ai mai slăbit. Păi nu mai mănânc 12, mănânc și eu 7, 8. Ok. Vine Cătălin Oprișan, oameni buni, în câteva momente să mai și zâmbim, pentru că dacă râdem și ne bine dispunem... Scade nivelul de cortizol, iată, asta ai văzut? Iată! Și scade și nivelul de colesterol deci, rău. Până la urmă, soluțiile sunt la noi. Important este să le găsim și să le așezăm în pagină exact așa cum trebuie. Anca Lunguleț, oameni buni, o găsiți pe rețele de socializare, foarte simplu, pe Instagram, pe Facebook, peste tot. Anca, îți mulțumim mult de tot. Eu îți mulțumesc. Îți dorim o primăvară minunată. La fel și ție, Doamne, și, ajută la toată lumea. La cât mai multe alegeri sfaturi care se ajute pe oameni. Corect. Mulțumim mult de tot. Eu mulțumesc.